astfel de autorizații. Președintele Igor Dodon a comentat hotărârea Curții Constituționale, conform căreia alegerile prezidențiale nu pot fi organizate în aceeași zi cu scrutinul parlamentar. Potrivit lui Dodon, această decizie este una previzibilă. Într-un comentariu pentru portalul de știri Unimedia, șeful statului s-a arătat convins că actualul parlament trebuie dizolvat. Președintele a mai declarat că cel mai probabil alegerile parlamentare anticipate vor putea fi organizate după scrutinul prezidențial. Alegerile pentru funcția de șef al statului vor fi organizate în data de 1 noiembrie.